Bună, dragii mei vărsători, etalarea voastră pentru luna martie. Să vedem ce urmează la voi. Am simțit să zic și puțin februarie, deci poate este ceva care e în continuarea lunii februarie. Energia e undeva pe acolo, se aseamănă puțin cu luna februarie. Nu uitați că este echinoxul de primăvară în această perioadă, în această lună, pe 20. Deci atunci începe oficial primăvara. E un început nou pentru toată lumea, un început nou și astrologic, da? Începe sezonul berbecului. Începem oficial anul, că anul atunci se începe, de obicei. Da, mi se vând multe guguși și multe chestii false, exact cum e și 8 de spade aici, cu niște iluzii, niște gânduri închise, uite și eremitul. Sunteți foarte mult în mintea voastră. Foarte, foarte mult. Poate aveți de-a face și cu o fecioară. Deci să vedem. Luna martie pentru voi. E acolo ceva. Sunt niște limitări. Aveți o gândire foarte... bazată pe frici puțin. Undeva e o limitare. Sau mai multe. Avem regele, regina de bâte, de fapt. Avem prințesa de bâte. Un mult foc, 9 de bâte. Regele de cupe, doi de cupe și temperanța, multe persoane aici, multe personaje. Și poate că sezonul berbecului, că avem mult foc, în sezonul berbecului o să înceapă lucrurile să devină mult mai alerte pentru voi, adică de prin 20 martie, de la sfârșitul lunii. Probabil că este și puțin energie stagnantă, mai ales la începutul lunii, pentru că încă ne aflăm. Și când postez eu acest clip, deci clar, încă suntem în sezonul peștilor, dar după 20 martie lucrurile se cam schimbă pentru voi și s-ar putea să aveți mai multe chestii de făcut, o să fiți mai mult în centrul atenției. Regina de bâte vorbește despre a fi în centrul atenției, este o persoană foarte carismatică, foarte atrăgătoare. Cred că e vorba și despre momentul potrivit, pentru că am tot amânat să fac etalarea voastră. N-am simțit să o fac și nu vreau să fac ceva doar ca să fie făcut și probabil că trebuie să așteptați puțin ca să simțiți să faceți ceea ce aveți de făcut în această lună, pentru că atunci o să se și ivească oportunitatea. Vor veni niște oportunități. E multă energie aici, e ceva alert, e foarte multă energie de asta încă în... necunoaștere. E foarte multă energie care încă nu este cunoscută vouă. Sunt foarte multe chestii care încă se petrec în spatele cortinei pe care voi încă nu le cunoașteți. E ceva, nu știu, e dincolo de percepția voastră. Poate că de-aia e și 8 de spade la baza pachetului. Sunt multe chestii pe care voi încă nu le vedeți întâmplându-se. De aceea trebuie să fiți foarte pregătiți, foarte pregătite. Și luna martie o să vă cam pregătească, da? Probabil că luna martie este așa o lună de introducere, mai ales de fapt pentru toată lumea dintre noi, cum am și zis, începe anul oficial. Deci e o lună introductivă care, nu știu, o să dea impulsul sau tema pentru următoarele 12 luni, pentru acest an astrologic nou. Deci e foarte important să vedeți cum începeți acest an astrologic oficial nou. Și ce teme o să vă aducă în discuție, pentru că asta o să fie, în majoritatea timpului despre asta o să fie vorba în acest an, în anul 2024 și în astea 12 luni care urmează. Avem regina de bâte și prințesa de bâte, foarte multă energie feminină și foarte mult foc, foarte multă energie de început, posibil să începe ceva în forță și mai ales la sfârșitul lunii, vi se testează foarte mult perseverența, regele de cupe, simt că aveți de-a face cu cineva din zodii de apă, dar și de foc, dar mai mult aici ideea asta că aveți de-a face cu cineva din zodii de apă, adică pești. Scorpion, rac, am simțit să zic și fecioară, oricum am văzut eremitul, deci e și o fecioară pe undeva. Și avem și săgetătorul aici. Destul de multe zodii sau, în orice caz, două persoane ies la nivel, ies la atac. Nu e o lună care vesta, deci nu este o lună care
O să stați, vă simt foarte agitați, o să fiți foarte agitați, atenție foarte mult, atenție la energizante, atenție la cofeină, atenție la chestii de genul acesta care vă dau așa un boost de energie, dar puțin cam fals, dacă stăm să ne gândim și să o luăm logic, ar trebui să vină natural sau în orice caz, atenție să nu fie peste măsură, da? Că e așa în limitele bunului simț altceva. Aveam doi de cupe și temperanța, care aici cam face vorba și cam face legătura, de fapt, cu ce am spus adineauri, cu moderația, că e echilibru. Doiul e un echilibru, temperanța e cartea echilibrului în adevăratul sens al cuvântului în această situație, în această ecuație. Deci atenție la partenerul vostru, atenție la partenera voastră, atenție la ce își dorește, atenție la cum comunicați, cum discutați. Aici sunt două persoane total diferite, regina și regele de cupe, regina de bâte, adică foc și apă. O să fiți așa în opoziție cu multe persoane sau cu o persoană în mod special. O să... E un meci aici, nu știu cum să zic. E un duel, e un conflict, dar nu în adevăratul sens al cuvântului. E mai mult așa o ciondănire, parcă e de amorul artei, de amorul competiției, de dragul vremurilor bune, dar e puțină încrâncinare așa totuși. Adică nu e numai fun, numai distracție. Este și competiție de-aia mai acidă. Hai să avem niște cărți. Avem acolo muzică, avem noroc la baza pachetului, foarte interesant, muzică. Mulți dintre voi s-ar putea să vă conectați mai mult cu muzica, cu simțul artistic în această perioadă, în această lună. Avem victorie. Este o victorie pentru voi aici, reușiți. Și iluzie. Ne întoarcem la cel 8 de spade pe care l-am văzut. Atenție totuși. Atenție la iluzie, atenție să nu fie o falsă victorie, să nu fie o falsă reușită. Atenție cum vreți să câștigați această situație, cum vreți să câștigați acest proces, să câștigați această confruntare, în ghilimele, poate e ceva așa foarte spiritual, dar vă simt așa foarte puși pe a face ceva. Pe a începe ceva cu regina de bâte din Star, cu prințesa de bâte, e un început acolo foarte puternic, aveți foarte multă inspirație, foarte multă creativitate. Unii dintre voi, dacă sunteți singuri, unii dintre voi, dacă sunteți singuri, adică nu aveți o relație ca aici și doi de cupe, poate să reprezinte faptul că vreți să atrageți partenerul, partenera potrivită vouă. Unii dintre voi s-ar putea să folosiți muzica pentru a atrage o persoană în viața voastră, o persoană care să se asemene cu voi, să aibă interese comune. S-ar putea ca un interes comun să fie muzica. Dar e foarte important că avem iluzie aici, deci atenție la lucrurile superficiale. Atenție la emoțiile false, atenție la sentimentele false, atenție la victimizări, că iluzia duce cu gândul și la cartea Luna, care este cartea peștilor, iar noi încă suntem în sezonul peștilor la începutul lunii martie, exact ce la început, da? Deci atenție, atenție, pentru că foarte ușor puteți să vă îmbătați cu apă rece. Deci aici chiar așa simt, atenție să nu vă îmbătați cu apă rece, pentru că poate să fie ceva trecător la unii dintre voi, poate să fie ceva care pare victorie, dar de fapt să nu fie, pentru că m-a cam făcut așa să mă gândesc, ia uite, victorie și după hopa, iluzie. Deci atenție la chestiile astea, dar dacă nu simțiți că e mesajul pentru voi, nu rezonează, înseamnă că nu e talarea voastră, nu e nicio problemă. Că n-are cum să rezoneze pentru toată lumea același mesaj, să fim serioși. Și avem și noroc. Totuși iese ceva cum trebuie, totuși aveți, e inspirația de moment cu muzica, care poate să însemne, nu știu, creativitate, să însemne acea sclipire, acea ritmicitate, acea armonie pe care voi o veți folosi și mai mult în această lună. Și aveți nevoie, pentru că e un 8 de spade acolo în mintea voastră, deci e o energie încălcită sau stagnantă pe alocuri. Deci atenție, atenție. Și numărul 4, eu îl simt foarte important aici. Numărul 4 este în evidență. 14 martie, 24 martie, 26 martie, chiar și 4 martie, chiar dacă a trecut ziua respectivă când eu postez deja acest clip, dar nu contează, poate s-a întâmplat ceva important pe 4 martie și se
ce s-a întâmplat atunci s-ar putea să se concretizeze și mai mult de-a lungul acestei luni. Deci nu contează că a trecut. E important să vă aduceți aminte ce s-a întâmplat, dacă au fost evenimente majore, și să le notați undeva, să vedeți despre ce a fost vorba. Poate că ați întâlnit o persoană pe 4, nu știu, mă atrage foarte mult 4 aici. 4, 2, 6, care ar fi un 8 și un 8 împărțit la 2 ar fi un 4. Da? Deci foarte importantă această legătură cu numărul 4. 4 martie, 14 martie, 24 martie. Poate vedeți și numere repetitive. 4, 4, 3, 4, 3, 4, 24, 24, mă rog. 4 vorbește despre stabilitate, despre o fundație, despre ceva foarte bine clădit. Deci, atenție, da, am văzut de fapt și 8 de spade, 8 de spade la fel, ideea de 8, de 4. 8 împărțit la 2, la fel, face 4. Deci, atenție la chestiile astea care par ceva, sau atenție la ce vi se spune, atenție la cum vorbește cel de lângă voi, atenție la cum vorbește persoana pe care voi o îndrăgiți, pe care voi o adorați, o aplaudați, am simțit să zic. Atenție să nu fii pus pe un piedestal pe cineva care nu merită. Da, eu simt foarte multă adrenalină la voi. Poate să fie și un context ăsta profesional, da? Încercați să adaptați pentru povestea voastră de viață, nu trebuie neapărat să fie pe plan emoțional, poate să fie și un context profesional, un context personal. Ceva ce faceți foarte mult și vă place și pare că v-ar da rezultate, dar de fapt nu e niciun rezultat concret în viața voastră. Sau ceva profesional, o legătură profesională cu un șef, cu un coleg și așa mai departe, care pare că e bună, e dulce și parcă e ceva prea frumos ca să fie adevărat. În orice caz, aveți foarte multă îndrăzneală, aveți foarte mult curaj, atenție să nu-l pierdeți pe parcurs, atenție să-l armonizați, să fie ceva construit cum trebuie, corect, pentru că la un moment dat oricum o să iasă la iveală anumite chestii, lucruri ascunse, iluzii, minciuni, chestii care nu au fost spuse, cineva care n-a avut intenții foarte serioase, acel plan care se spunea că e bun, dar de fapt nu este bun. Da? Deci să fie ce trebuie. Asta e ideea. Calitate, nu cantitate. Aici trebuie să aveți în vedere acest lucru. Oricum, o lună de introducere. Cum am zis la început, e o lună de introducere pentru voi. Ca zodia am zis clar, fecioară, berbec, leu, săgetător, săgetător, mod special, fecioară, mod special, taur, am simțit să zic acum, pești, scorpion și rac. Iar ca numere, clar, 4, 26, 29, 14, 24. Cam atât pentru voi, dragii mei, o lună superbă vă doresc!